Gabriela Saulea, prin intermediul Neața, este destul de intensă. Rămâna, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Ne ștergem ușor zâmbetul de pe față și mergem la o chestiune care este delicată, cel puțin. Vă scriu pentru că m-am despărțit de partenerul meu de 16 ani, pe care îl consideram cu sufletul meu pereche. Ce șanse sunt să întâlnesc un alt suflet pereche în viața asta? Am 33 de ani și simt că nu mai am niciun viitor în iubire. Un calcul simplu ne spune că dragostea adolescentină s-a transformat în ceva ce ei credeau că ar fi trainic și după 16 ani... Da, s-a rupt relația. Dacă ar fi să punem un diagnostic al acestei situații, englezii îl numesc heartbreaking. Noi spunem inimă frântă sau inimă rănită. Okay. De multe ori nu dăm suficient de multă importanță a ceea ce se întâmplă atunci când se rănește inima, când se frânge inima. Însă se numește heartbreaking tocmai pentru că durerea e foarte intensă. Deci aici vorbim despre durere. Această persoană care ne scrie ne transmite o durere intensă care vine din această ruptură. Practic se produce o ruptură majoră în sistemul ei emoțional în clipa în care s-a rupt relația. E important și că trăia de 16 ani cu iubirea adolescentină, vârsta marilor iubiri, 17 ani. Cam asta se întâmplă, pentru că probabil că e prima ei dragoste și atunci prima dragoste se simte ca și unica, de asta ne spune că e sufletul pereche și nu speră să mai întâlnească încă o persoană la fel. Se întâmplă adeseori când oamenii se cunosc în liceu, după aia studiază împreună, vin împreună la facultate, trăiesc împreună până la 30 de ani și apoi se despart, se simt așa o ruptură intensă. Dar ce să se fi întâmplat acolo? Ce se întâmplă este că, pentru că au fost foarte multă vreme împreună, e posibil ca viețile lor să fie foarte suprapuse una pe cealaltă. Adică să existe mai puține interacțiune socială separată, să existe mai puține hobby-uri separate. Adică ei au crescut pur și simplu împreună și la un moment dat s-au conectat foarte mult. S-au contopit. Asta este. Și-au pierdut cumva identitatea unul față de celălalt. Și atunci ruptura se simte ca o ruptură în toate aspectele vieții, nu doar faptul că am pierdut un partener, ci am pierdut practic o viață. Okay. Și ăsta este motivul pentru care simțim că nu mai avem busolă, nu mai avem speranță. Și ce e foarte important de reținut aici, în astfel de situații, pentru un terapeut, pentru un coach, este să reaprindă speranța. Pentru că această persoană care îmi spune că nu mai speră să găsească iubirea la 33 de ani, e clar că și-a pierdut speranța. Iar primul pas este să-i arăți că există speranță. Cum? Această idee de soulmate, pentru că aici ne încurcăm de multe ori, ne punem niște bariere. Este singurul om pe care aș fi putut să-l iubesc, iată nu mai sunt cu el și nu mai am nicio șansă. Acum, soulmate e frumos, e romantic. Însă sunt foarte mulți oameni care ar putea să devină soulmate dacă dai voie. Însă, fiind o durere foarte intensă la nivel de suflet, mintea noastră începe să găsească explicații, pentru că nu înțelegem cum să o punem în așa fel să fie mai ușor. Deci ideea asta de soulmate nu stă în picioare, iar cei care au trecut prin câteva despărțiri știu că există mai multe iubiri după o despărțire. Însă în prima etapă se simte așa. Deci primul lucru pe care trebuie să-l aducem din nou în viața acestei persoane este speranța că într-o bună zi va fi bine și va fi cu altcineva. Există creștere și după acest moment. Există împlinire și după acest moment. Există înflorire, nu? Și după acest moment. Iarăși foarte important este că această durere atât de intensă e greu de dus, într-adevăr. Nu e ușor. Când vin oamenii cu astfel de durere, nu e ușor. Însă ce trebuie să înțeleagă este că în această durere aduce și o oportunitate de creștere. Întotdeauna din durerea aceasta ne transformăm. Iar această persoană la un moment dat se va transforma și va începe să găsească și alte lucruri în viața ei care sunt foarte valoroase. Gen prieteni diferiți, hobby-uri diferite, poate dezvoltarea ei personală. Adică cu siguranță se va transforma într-o persoană mai valoroasă după această criză prin dacă care trece. Dacă și îngrijește rănile cum trebuie. Dacă și îngrijește rănile cum trebuie și dacă face acest proces într-un mod sănătos. Dacă nu se închide în ea? Dacă nu se închide, dacă nu se aruncă repede într-o altă relație doar ca să scape de durere și să fie o relație pansament. Ei, uite, asta e întrebarea. După 16 ani, prima dragoste se transformă în ceva ce ea credea că e trainic. Când să înceapă a mai vedea și alte persoane? Pentru o femeie e bine să lase un interval suficient de lung. Și acum suficient de lung, eu aș spune de la 6 luni în sus. Pentru că are nevoie să stea cu ea, să înțeleagă ce a fost acolo, să se cunoască mai bine, să crească, să se transforme. Pentru că dacă se aruncă acum într-o altă relație, pur și simplu ratează această oportunitate de creștere. Deci, de la 6 luni în sus, aș propune. După sfârșitul unor astfel de povești, gesturile extreme sunt des întâlnite.
mai ales în, rândul femeilor. Există, există trafic. Și în rândul bărbaților, însă de aceea este foarte important că atunci un astfel de persoană ajunge în mâna unui specialist să îi se aducă această speranță din nou că există viață după această despărțire și ușor, ușor, poate la început e mai greu, de multe ori le spun pacienților mei, poate nu crezi că tu ai o șansă, poate nu ai speranța asta, dar crezi în mine, crede-mă pe mine că eu îți spun că va fi bine. Și atunci de multe ori pleacă cu speranța mea pe care eu le dau lor. Ramona are o întrebare. Ați spus că ar fi bine să stăm 6 luni cel puțin cel după puțin. O astfel de despărțire. Dar dacă stăm din ce în ce mai mult, poate un an jumătate și ne e frică să ne mai apropiem de cineva, să nu cumva să pățim același lucru, cum tratăm această frică? Aici ce putem face? Aici este un interval optim. Să mai deschidem ușa. Dacă așteptăm să ne vindecăm complet, ca să intrăm într-o altă relație, probabil că o să așteptăm forever. Deci, practic, trebuie să găsim acel loc în care avem un pic de curaj, încă ne-am cam vindecat. Nu mai e durerea de nota 10, cum spunea un terapeut mai devreme, ci o durere de 2-3. Și atunci de aici pot să încep să încerc ușor, ușor să mă duc către altcineva. Însă, dacă mă închid complet, gândindu-mă că o să ies când o să fiu perfect vindecată, e posibil să nu mai ieși niciodată. Mulțumim tare mult, doamna dr. Gabriela Saulea. Odată pe săptămână abordăm și din zona asta a întrebărilor serioase, răspunsuri care sunt convins că vă ajută. Mulțumim tare mult. În bucătărie este Florin. Aici sunt, pentru că vreau să-l arăt pe Radu repede, înainte